suntem cel care puteam să fim, putea și cel care suntem, eu e mai mult. Deci zic, sunt oameni ca Sanda Lișan. Acum chiar dacă vorbesc, ea când a făcut țăranul pătat din Draxin, ea a avut o întâlnire extrem de scurtă cu el. Extrem, extrem de scurtă. Și a făcut un film despre acest om cu atâtea multiple potențiale, valențe, cu o potență umană excepțională, încât ea a rămas uimită și a ieșit filmul, cel mai bun film, a fost în 1997, mare premiu al profesioniștilor din televiziune a luat filmul a PTR-ului. Da, este Țăranul pătat din Draxin. Întâlnirea cu el, chiar cu el, dincolo de viață, este fabuloasă la om. De asta, indiferent ce este, i-au creat așa o cale de a te scutura de cele casnice, de a veni prima dată în curte, să te prind să mângâi copaci, să vezi cu păsărele, să stai de vorbă cu căței, cu pisicile, să vezi potențialul, să zic, al poporului român, al femeii române care se vede acolo în casă, că acum dacă